Colegiul de ecologie din Chișinău a uimit din nou întreaga societate. Din păcate, n-a făcut-o prin prisma unor rezultate remarcabile la învățământ, ci prin indignarea și supărarea a două profesoare, care s-au enervat rău deoarece ar fi primit mai puțini bani decât ar fi pretins de la elevi în schimbul favorizării acestora la examene sau pentru majorarea notelor. Asta informează Centrul Național Anticorupție, potrivit căruia, în urma cercetărilor, oamenii legii au constatat că cele două ar fi primit 10.000 de lei de la mai multe clase. Prea puțin se pare, iar acest lucru se poate observa din următoarele secvențe video. Băi, tu știi să nu poți să înțelegi că eu o sară și tare m-am inerat. Cum să eu s-o găsesc idiot să mă freci cu mine? Dar trebuie să-i frec eu și să las vrânzășele astea în ție. Eu am putut așa să fac, dar așa să nu uit. Fiecare ne doar. Nu înțelegi că e ceva individual, dar trebuie să viază că ăsta răspundare ți-a întrebat dacă avem poezie. O trebuie să-mi bag și eu, dar n-aș știu pe anul 2, pe anul 1, și turismul. Că eu putu-ți-l lași săpăna viitoare. E tăștia în chemat. Ofițerii au întreprins mai multe percheziții la domiciliile celor două bănuite, unde au găsit 16.000 de euro, bani a căror proveniență urmează să fie stabilită. Totodată au fost găsite și liste ale elevilor cu menționarea sumelor de bani primite și a notelor pentru fiecare elev în parte. Dacă vor fi găsite vinovate, profesoarele riscă o amendă de până la 300.000 de lei sau chiar 6 ani de închisoare. Amintim că nu este pentru prima dată când Colegiul de Ecologie este luat la ochii de autorități. Anterior și directorul instituției, Dumitru Danu, a fost cercetat penal pentru abuz de putere, deoarece, fără niciun motiv și fără a anunța studenții, a mărit taxa de studii. Demis, acesta a fost repus în funcție câteva luni mai târziu.